I wanna be a billionaire so freaking bad. De multe ori, de dragul banilor, vedetele acceptă niște schimbări radicale și poate nu întotdeauna în avantajul lor. Renée Zellweger a primit o sumă bunicică pentru rolurile din cele două filme, Bridget Jones, și s-a îngreșat 9 kg, pe care apoi le-a dat jos și în scurt timp le-a pus la loc pentru un rol. Și Emma Thompson a acceptat cu plăcere să joace rolul unei femei urâte și privite cu dispreț de bărbați, riscând să fie asociată cu această imagine. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Nici starletele din showbizul autohton nu refuză câte o ocazie de a-și arăta trupul melodios prin producții video, mai ales dacă sunt ademenite și cu ceva bănuți. Dar ar mai fi, se pare, și alte lucruri groaznice pe care le-ar face ca să-și îngrașe contul din bancă cu sume care au câteva zerouri. Aș bate pe cineva pentru bani, dacă merită. Eu urăsc pe șarpe, dar știu că ies foarte gustoase. Cred că asta ceva de genul ăsta, adică ceea ce e exotic, de mâncat ceva exotic. Aș merge pe vreo insulă și aș sta, adică poate vreo săptămână aș sta pe nemâncate, totodată o să și slăbesc și o să primesc și bani. Aș putea să fac lucruri groaznice și fără bani. Și asta nu e tot, carisma ar fi de acord să mănânce și gândaci. Aș mânca gândaci. Asta este unicul, cel mai groaznic lucru care am zis că niciodată n-am să-l fac, dar pentru bani grei mi-aș închide probabil toate simțurile și aș mânca gândaci cu lingura, cred eu. Nu cred că aș putea mânca gândaci pentru că am un stomac extrem de sensibil și altfel îmi iesă banii invers. O broască tot mănâncă lumea, știi, francezii, la replac. Cred că e în genul ăsta ceva, fiindcă eu, Doamne firește, eu mă tem de asta. Dacă să fie să iubim cățelul Justin Bieber, știi, mi-a împlăcut cățelul. Eu am și eu cățel acasă și mă împac cu animalițele foarte bine. Dragilor, indiferent cât de curajoși sunteți, tot n-o să faceți toți banii din lume, așa că take it easy. I wanna be a billionaire, so freaking bad.